Biblioteca județeană Ovid Densușanu are o frumoasă tradiție. La acest aniversar este alături de prietenii scriitori. La sfârșit de aprilie a fost sărbătorit omul de litere Dumitru Tâlvescu la împlinirea a 70 de ani. A fost o întâlnire prietenească de suflet, unde s-a cântat la mulți ani și s-au rememorat numeroase amintiri între cei prezenți. Manifestările Bibliotecii județene sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean. Mulți ani trăiască, la mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. De aproape 15 ani, numele lui Dumitru Tâlvescu s-a afirmat cu succes în viața literară a județului Hunedoara. Un talent remarcabil, un om de litere dotat cu o sensibilitate și capacitate de a conferi valoare oricărui cuvânt. Prozator și poet deopotrivă, are marele talent de a găsi acel cuvânt care exprimă adevărul. Sunt bucuros că mă aflu printre iubitorii cărții și scriitori și sper din tot sufletul ca să se repete acest eveniment, dacă nu numai pentru mine, la o altă aniversare rotundă, pentru cel puțin fiecare dintre noi. Acțiunea Bibliotecii Județene a venit firesc, așa cum se cuvine, omagierii unor prieteni și colaboratori ai bibliotecii. Este o frumoasă tradiție a bibliotecii noastre de a fi împreună cu prietenii noștri scriitori la acest aniversar. Sub genericul Dumitru Tâlvescu sau vocația literaturii, am organizat în această seară o întâlnire prietenească de suflet cu scriitorul care la 7 decenii de viață se află la momentul de apogeu al creației sale literare. Poet și prozător deopotrivă, Dumitru Tâlvescu vădește același talent de a găsi de fiecare dată cuvântul care exprimă adevărul și astfel creațiile sale devin adevărate bijuterii literare. De la un volum la altul, talentul s-a dobândit în noi valențe, a devenit tot mai convingător, scritura a dobândit tot mai multă siguranță. Toate acestea sunt dovezi ale faptului că Dumitru Tâlvescu este un scriitor adevărat, un bun cunoscător al artei scrisului. Îi doresc multă sănătate, multă putere de muncă, viață lungă și prosperă și să ne ofere în continuare cărți la fel de valoroase. La mulți ani, Dumitru Tâlvescu! Colegii și prietenii veniți în număr mare la eveniment au doar cuvinte de apreciere pentru scriitorul Dumitru Tâlvescu. Sunt foarte încântat că fac parte din acest colectiv din doar de un an de zile, dar e un loc unde se întâlnesc persoane care activează în diverse ramuri ale artei, avem pictori, avem poeți, avem scriitori, avem interpreți de muzică populară, de romanțe și așa mai departe. Este un loc unde, într-adevăr, există condiții ca cultura hunedoreană să prospere și să se formeze un colectiv care va crește atât în mărime cât și în valoare. Suntem într-adevăr ca într-o familie. Așa, ne iubim, ne bucurăm când ne întâlnim, de-abia așteptăm să avem evenimente și cam de două ori pe lună avem întâlnirile acestea. Uneori și mai des, depinde cum e acum evenimentul acesta și ne bucurăm să ne vedem și încercăm să mergem mai departe. Biblioteca Județeană, cu sprijinul Consiliului Județean, organizează permanent asemenea manifestări aniversare care aduc în prim plan oameni de valoare prețuiți de comunitate.